Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai țineți minte escrocheria aia care pare să fie afectat zeci sau poate chiar sute de persoane în România, escrocheria online cu eșarfa... Ce eșarfă era? Gucci. Eșarfa Gucci, dacă nu cred că era eșarfă. Sau ce era? Era o eșarfă fake. Așa. Nu era o eșarfă oamenii comandau originală. Și practic orice comandai, primeai o eșarfă de-asta. Da. Noi am dat peste subiectul ăsta absolut întâmplător. Nu mai țin minte. A fost acum câțiva ani. Ne-a scris cineva sau s-a întâmplat ceva? A fost o știre. Am dat-o când mi s-a părut amuzant că a primit o eșarfă în loc de nu mai știu ce comandă. Și au venit zeci de mesaje, da, telefon. De mesaje. Da. Întrebarea este, oare să mai dau țepe pe net, așa cum se dădeau pe vremuri? Adică, prietene, ați mai comandat ceva și ați primit altceva? Sau ați comandat ceva și n-ați mai primit niciodată? Am senzația că a scăzut numărul acestor escrocherii. Da, e greu că acum e plin de recenzii pentru site-urile care vând lucruri. Adică dacă îți dai puțin interesul și nu cumperi așa fără să te uiți, e greu să pățești. Eu am pățit o singură dată ceva oarecum asemănător. Am cumpărat, era o perioadă în care purtam, să nu râdeți, vă rog, sau puteți să râdeți cât vreți, asta e, purtam niște brățări de sfoară, de cauciuc, de tusuri, de prost. Era în trend. Da, eram în trend. Uh-huh. Era nasol când făceai duș. Așa. După ce făceai duș. Că mâna mai grea cu 200 da. Mă rog, a durat un timp, după care am abandonat. Dar unul dintre motivele care m-a făcut să abandonez a fost că am comandat una de pe net, care arăta foarte drăguț. Ce era... grosolană. Nu, ea a venit peste venea din China și cred că au adus-o cu caravana pe drumul mătăsii. Da, toate vin din China. Și uitasem, nu mai știu cât am dat pe ea, $10, o chestie de asta, că știți că sunt zgârcit. Da. Așa. Și după vreo două luni și ceva am primit o scrisoare de la vamă ceva, să mă duc pentru vămuire. Și m-am apucat să investighez. Am descoperit că voiau să mă duc nu știu unde Dumnezeului, prin sectorul agricol Ilfov. Să dau declarații că cumpărasem nu știu ce. Și am renunțat cu tot. Dar eu am comandat, apăruseră AirPods-urile, care au foarte fine, frumoase, toată lumea și le dorea și așa mai departe. Și am comandat, imediat după au apărut tot soiul de alte versiuni. Și am comandat tot de pe internet, zic să iau copilului. Zic, nu mai, alea erau extrem de scumpe, da, scumpe atunci când au apărut. Aha. Și băi, au venit în câteva zile, au venit repede. Dar erau niște chestii absolut grosolane. A, deci că, erau AirPods. Nu eram, nu, erau că eram conștient că nu sunt AirPods-uri, dar semănau, dar știi, fotografia era foarte bine făcută, dar erau abele băgăhin în ureche. Nu mai zic că nu țineau mai mult de câteva minute și așa mai departe. Cazul nefericit al unei doamne din Alba Iulia, care a cumpărat pe net o pereche de pantofi sport noi, așa păreau, cu poză, cu nu știu ce, Balenciaga. Înțeleg că ăștia sunt niște superfițe. Balenciaga. Peste 1000 de euro. 450 de lei a dat. Da, mă, era original. A, bine i-a făcut atunci. Da. Pare și rău. A primit, păi, în schimb, să rămână, doamnă, să știți că nu vorbește serios. Ba da. Nu. De ce, păi de ce? Nu, mie nu-mi place că oamenii apelează la fake-uri. Pentru că încurajează o întreagă industrie. Puțin, putea fi Balenciaga la reduceri. Putea era... fi o puteau fi niște bașchi și ceva de euro. Era modelul de acum 4 ani la super reduceri. Ultima mărime, na. De ce să nu costă atât? Ai găsit atâta? O acum? Da, serios. Deci nu, te rog frumos, nu te lua de doamnă. Sunt foarte mulți oameni să care... Să știe, eu am uite, poate îl dădea, gratis. Eu am cumpărat, eu am o problemă, nu trebuie să probez pantofii pe care îi cumpăr. Dar din când în când, așa, cam o dată la câțiva ani, ne lungim, da. Bine, hai că vă povestesc după. Deci a cumpărat pantofi de sport noi Balenciaga și a primit în schimb o pereche de tenis uzați. După care a primit ceva... Adică a avut și umor. Da. Și asta a fost, a făcut plângere la poliție. Ancheta a durat 2 ani, nu au putut găsi vânzătorul de pe net după 2 ani. Deci dacă îl vedeți pe Dumitru Daniel 685, sunați la poliție, ăsta era Dumitru Daniel 685 care a vândut. Să-l caute cu tenis și uzați ca pe cenușarea asta cu pantofi. 0372069599, telefoane, sunați-ne dacă ați luat țeapă pe net. Ce țepe se mai dau pe net? Să vorbim, să ne avertizăm unii pe ceilalți. Cumpărături de pe net, despre țepe vorbim în dimineața asta. 0372069599. Ne-a scris ascultătorul nostru fidel din Finlanda, Călin, care povestește: maică mea are talent la d-astea. Toate paginile dubioase le găsește și am explicat de sute de ori să se uite la recenzii. Am învățat-o să-mi trimită mie linkul ca să verific eu dacă ea nu găsește recenziile. Nimic, fraților. Întâi face comanda, plătește și apoi îmi zice. Și a cumpărat ea cică robot de bucătărie șmecher rău de tot la 160 de euro, la reducere cu 60%.
După 4 ani nici acum nu i-a venit. Toate prostiile le face mama pe net. I-am zis că-i confis cardul. Și ce ironică e viața. Am ajuns să-i confis cardul mama, să o ameninț. Bravo, Căline. Roli ne-a sunat. Bună dimineața. Bună dimineața. Salut. Neața bună, frate. Salut. Uite, putea să rămân pe Arsenal, că este autostradă, conduc camionul. Așa mi se pare. Sunt fan mare al internetului, în sensul că comand multe chestii. Acum am transformat bucătăria, mi-au venit scaunii din Polonia. Da. Sunt motociclist, mi-au venit din China, de exemplu, căști. Așa. Mănuși treburi. Dar uite, am luat acum plasă primare. Da, m-am osticat. Am comandat o la reducere, bineînțeles, tot din China, mișto de tot. Un compleu din asta de schi, cu piele de rechin, cu minuni, cu figuri, cu... Deci, ok? 2.700.000, fraților. Deci, un preț de nimic. Ok? Da. Și știți ce am primit în loc? Un hanorac simplu de vreo 30-40 de lei maxim valoare. Deci, în loc de pielea de rechin... A venit hanoracul. Măcar îți vine? Exact, dar nici măcar din piele, că ceva material din ăsta negru, subtile... Am dat una nevastă mea și eu zis că nu poartă așa ceva, că se face diminuie pe stradă. Mă rog. Bine, Rolis, mulțumim tare mult. Foarte simpatică povestea ta. De ce cumpărați, frate, de pe site-urile astea din China? E adevărat, sunt super ieftine, dar nu poți să ai niciun strop de încredere și nici nu cred că ești protejat. Da, pe de altă parte și site-urile consacrate tot din China vin, să știi. Maria, bună dimineața. Măcar verifică. Da, Maria. Bună. Neața. Bună. Maria. Bună dimineața. Bonjour. Probabil că sunt și alți ascultători în situația mea, dar până acum n-am auzit despre acest minunat site Viagogo, de pe care, într-o situație mult dorită de a lua un bilet la Rio, m-am băgat să iau bilet de pe acest site. N-ați vrea să știți. Ce poți? Deci, de pe ce site? Ce fac Viagogo? Dar ce fac ei? Ce vând? Deci acest... vând bilete pentru evenimente în toată lumea. Concerte, sport, concerte, meciuri de fotbal. Deci, iartă-mă numai o secundă. Nu cumva ați apelat la așa ceva. Deci am plătit pentru un bilet la Rio. Peste un bilet. Da, peste un bilet pe care îl oferea după aceea Eventin în categoria VIP. Dar în momentul în care s-au pus biletele la vânzare, nu singura platformă de pe care se puteau cumpăra bilete era Viagogo. Uh-huh. Am înțeles că, din păcate, Eventin are o strânsă legătură cu acest Viagogo și își vinde o mare parte din bilete fără să-l intereseze. Nu știu, suntem deja într-o discuție despre firme, habar n-am ce fac unele și alte. Am intrat pe site-ul respectiv Viagogo și pare foarte mare, adică au o mulțime foarte de mare platformă. Haideți să vă spun repede, pe scurt, că am prieteni care au accesat site-ul ăsta. E un site unde găsești, uite, de exemplu, dacă vrei să te duci la un meci de fotbal Real Madrid-Barcelona, nu ai acces să cumperi bilete. Da. Și pe acest site se găsesc bilete la astfel de meciuri. Aha. Dar, repet, este o platformă, da? Deci funcționează ca distribuitor pentru alții. Dacă vreți la Formula 1 la Monaco, duminică, pe 28 mai... Exact. Aparent sunt bilete. Și sunt la suprapreț, evident. Aha. Și de multe ori se întâmplă într-adevăr să îți iei bilet și să rămâi fără bilet. Dar de multe înțeleg... ori? Da, pentru că nu au certitudinea că o să ai biletele alea, dar înțeleg că nu iau banii. Ok. Bine. Acum, nu știu. Ramona, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Anul trecut am comandat ceva Adidas Nike de pe un site. Da. Și erau în jur de 390. Da, și ne-a luat banii și nu era nimic. Aha. Deci n-am primit absolut nimic în schimb. Și ai făcut reclamație sau ceva? Site-ul nici nu există. Păi cum nu există? Păi de unde ai făcut? Cum ai? Păi, deci există site-ul, deci se arată, dar când... deci nu, e un site... fantomă. Fake. Da. Mulțumim, Ramona. Bogdan, ești în direct cu noi. Bună dimineața. Salut, Bogdan. Salut, băieți. Dacă sunteți pasionat de mașini, sunt sigur că ați văzut pe Facebook. E o reclamă cu un motor machetă V8 sau așa de 10-12 cm care îl faci, îl asamblezi din piese. Da. Și sunt diverse site-uri în care poți să-l cumperi. N-am văzut, super, așa. Arată super, cu baterie, după vezi pistoanele efectiv și-l asamblezi tu. Și dau acolo 160 de lei. Super încântat, dau să-l cumpăr. Dar aveam un oarecare dubiu și după caut site-ul și mă duc pe YouTube la pagina de unde s-a luat videoclipul și era vreo 1000 și ceva de euro. Aha. Ceea ce avea mai mult sens. Și atunci? Și până la urmă n-am luat comanda. Când a venit curierul,
măcar să nu mai pierd 1.600.000, că sigur nu are cum să fie ceva așa de complicat și de frumos cu un cu 1.600.000, mai ales dacă original e 1.000 de euro. Dar nu l-ai luat până la urmă? Nu l-am luat. A, deci nu știi ce e. Nu știu, dar... dar e suspect, da, am înțeles. Hai ia-l pentru noi ca să vedem ce îți trimite totuși. Mulțumim tare mult, Bogdan. Ioana, bună dimineața. Bună, Ioana. Bună dimineața. Bună. Bună dimineața, mă bucur tare mult că vă aud și mă bucur foarte mult că ați lansat o idee de genul ăsta, că e bine câteodată să știm ideații și ce pățim. Drept pentru care nu povestesc despre achiziționarea unui produs de pe site-uri, ci despre promovare sau achiziționare de servicii de pe site-uri. M-auziți, da? Da. Și pentru că în clipa în care am încercat să le achiziționez, m-am întors la cel care a fost înaintea mea un interlocutor. Ce să cauți review-uri când ai deblocare de ușă? Nu mai ai timp să cauți review-uri. Corect. Și dai site repede și ai căutat primul care ți-a apărut, îl găsești și localizat în sector, îl contactezi, vine. Cheamă-l, deblochează ușă, strică ușa cu totul, își motivează că are nevoie de intervenții suplimentare, caută scule, își ia geanta cu totul și pleacă. Da. Surpriza este și mai mare. Nu că deblocarea de ușă presupunea schimbarea unei iale, ci acum am deschimbat o ușă cu totul, pentru că era o ușă profil termopan. Da, un mesaj de la Val, foarte interesant, care este oarecum în domeniu. Zice așa, acum se practică faza următoare. Cumperi un domeniu, pui un Shopify shop, înțeleg că e o chestie care se ocupă o platformă de vânzare, vinzi produse care nu există timp de 4-5 zile, nu trimiți nimic, închizi domeniul și reiei. Și zice că sunt sute de genul ăsta, recenziile de pe site-ul respectiv sunt fake. Fake, evident. Lumea caută pe Google Reviews, deci o escrocherie de genul ăsta. Deschizi, te prefaci că ai un magazin, e virtual, nu vinzi nimic, ai luat banii, ai fugit. Apropo de ce spunea Ioana, am pățit și eu să mi se blocheze ușa. Cred că v-am mai spus, sau nu v-am mai spus. Și am chemat pe cineva tot așa, la fel am făcut. Am intrat pe PacPac, l-am localizat în sector, a venit în câteva minute, mi-a zis și prețul la telefon. Băi, și cu mâna pe ușă, uitându-se în ochii mei, a deschis ușa în câteva secunde. Da, ce tare. Înțelegi? Alt mesaj. Asta este de alt gen. Spune un amic Vali, zice, eu trec printr-o tentativă de escrocherie de la o așa zisă firmă de recuperare creanțe, care spune că am datorii către două entități cu care nu am interacționat niciodată. Datoriile ar data din 2014-2015, așadar, oricum ar fi prescrise, însă asta e și schema. Sume mici, oamenii plătesc de frică să nu fie executați. Are și asta. George, bună dimineața! Bună dimineața, băieți! Bună, George! De curând, acum vreo două săptămâni. Nu te mai auzim. Mai zi o dată, acum două săptămâni, ce s-a întâmplat? Acum vreo două săptămâni am luat pe Facebook un monoclu, am comandat un monoclu termic cu Night Vision. Night Vision. Și au venit, da, la un preț bun. A venit un monoclu, a venit două, dar nu că sunt Night Vision, sunt niște fake-uri de tot 350, dar am primit două. Okay. Băi, mai bă, care ești mulțumit, te-ai scos. Băi, ești mișto și aia, domne, hai mă, dă-i mă două. Marian, bună dimineața. Să-l împăcăm. Salut, băi, am făcut și eu comandă la un stop pentru Skoda Octavia 3. Te-am rugat, domnii, să mă lase să deschid coletul. Cred că vreo 30 de site-uri am sunat și niciunul nu mi-a dat voie să deschid coletul. A zis nu, că nu este politica firmei. Eu recomand tuturor când vor să facă cum... Nu! Am primit carton tocat. Era ud. Să fie greu. Mamă, ce nenorociți! Nu recomand la nimeni. Sincer vă spun, băieți, că toți am luat TP. Și acum mulți ani am dat comandă pentru băiețelul meu de niște haine, am dat 15 milioane și tot așa. Am primit niște hârtie de asta făcută game-uri așa. Dar de pe ce site-uri comanzi, frate? Am dat în UK, sincer să spun, prima dată mi-a trimis niște Adidas New Balance, i-am primit și a doua oară m-a ars într-un mare fel. Uite, asta este un motiv pentru care prefer să cumpăr doar de pe site-uri care au politică de retur clară și care au reputație, chiar dacă dai mai mulți bani, care îți garantează un anumit timp de livrare, adică măcar am siguranța asta că nu pierd banii și cred că cum ar fi adibas.org.ro.com. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.